articolul 134, alineatul 1, litera A, din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi, în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 34, din 8 aprilie 2021, emisă de domnul primar. Fiind prezenți toți consilierii care compun Consiliul Local Bogdănești, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Mai întâi, bun venit, dumneavoastră, invitatelor, și nu rămâne decât să trec la material. O formă organelor, o să reamintesc organele pentru a putea fi o primă deliberare pentru dumneavoastră, dacă o acceptați sau aveți și alte. La primul punct, avem un proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a executivului bugetar pentru anul 2020, inițiat în cursul semnalului. La punctul al doilea, tot un proiect de hotărâre care se referă la aprobarea bugetului Comunei Mare pentru anul 2021, inițiat în cursul semnalului. La punctul al treilea, de asemenea, un proiect de hotărâre privind aprobarea privind stabilirea numărului și contului cursurilor școlare de medii de la școala gimnazială Bogdănești pentru anul școlar 2020-2021. Inițiator cu semnat. Propun să continuăm la punctul al patrulea. Tot un proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiții aluate Bogdănești de Zăbatov pentru anul curent. Inițiator cu semnat. La punctul al cincilea, corecțiunea pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării internetului bugetar aferent anului 2020 pentru finanțarea programului de investiții pentru anul 2020. Inițiator cu semnată. Punctul al șaselea. Propunem un proiect de hotărâre privind aprobarea executivului executiv bugetului UAT Bogdănești pentru Bacău. Inițiator cu semnată. Execută la 3 luni. La punctul al șaselea, în proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor instalări de hotărâre pentru punctul al optulea este al Comisiei de Specialitate numărul 2 și vă propun un proiect de hotărâre privind aprobarea acelor finanțiat în momentul de Vancea Nicolae Iulian, inițiator, așa cum am zis, Comisia de Specialitate numărul 2. La punctul al 9-lea, ceea ce facem de obicei, în final, solicitarea adresată consiliului local. Se pun la voastră ordine de zi. O problemă, mai ridicat și până la urmă. Aș întreba cu domnul secretar dacă pentru proiectul la numărul 7, dumnealui a făcut raport de la comandament, dacă a dat, aveți, dacă este la proiect. Pentru că conformitate cu articolul 21 din regulamentul de funcționare de organizare a Consiliului Local, la articolul 21.2 spune așa, este obligatorie înscrierea pe proiectul de ordine de zi a proiectului de hotărâri dacă sunt însoțite de A. referatul de aprobare ca instrument de prezentare și motivare semnat de inițiator. B. rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate privată. Sper să raportul domnului secretar. Avizele cu Comisia de Specialitate al dumneavoastră, nu al meu. Raportul Comisiei de Specialitate al dumneavoastră și nu al meu. Raportul cu compartimentul de resort din cadrul compartimentului de specialitate ca primarul. Da, dar ăsta nu este al meu. Da, cui? Compartimentul de resort. Este un referat de cercetare al domnului local. După aviz de, cu caracter consultativ vine, ăsta e al nostru, a comisiilor de specialitate. Da, da, da. Ăsta e al nostru. Da. Dar raportul la compartimentul de resort nu există. Care? Există. E raportul de cercetare, referatul de cercetare. Așa se numește un referat de cercetare când vine la un compartiment de specialitate agricol. Deci nu e avizul de legalitate al secretarului. Atenție! Da. Dumneavoastră, ca inițiator, faceți referat de aprobare. Corect. Da. Așa. Și este raportul compartimentul de resort. Da. Este al lucru Mocan, domnule, repet. Numai că îi spune referat de cercetare, așa se poate numi. Poate fi un raport.
poate fi un referat de cercetare, trebuia să mă informeze cineva asupra problemei, de asta face referatul de cercetare. De acolo a luat niște informații referitoare la problematică. Se le-a dreptat. Hai să numeți, să spunem, era altă formă, mai rar, dar nu zicea. Și avizul de legalitate al domnului secretar, să înțeleg că intră la litera D, alte documente privind utilizarea efectivă, nu? Da. Și aia nu este, nu? Nu, domnule, nu. Dar nu este privind. Și vreau să vă comunic că am spus la momentul respectiv. Asta. Deci, ceea ce facem astăzi, să punem în discuție la proiectul de hotărâre. Există, eu am invocat în referatul de cercetare sau în referatul de aprobare un articol din codul administrativ 289, alineatul 4, care se referă la excepție. Proiectul de hotărâre vreau să-l pun în discuție, o să fie trimis de domnul secretar la Ministerul Administrației, care în termen de 60 de zile o să-și dea verdictul. Deci înainte de a se aproba hotărârea, proiectul de hotărâri, de hotărâri... Deci nu se poate așa. E clar. Eu o să-l pun în discuție. Dar să punem discuție. Am înțeles, dar nu se poate așa. Și proiectul de data trecută. Am înțeles. Deci, în funcție de avizul pe care ne-l va da Ministerul Administrației, atunci să vă aproba sau nu pot. Deci, asta nu se pune azi, da. Da, am înțeles. Și eu am urmă. Începem? Da, pe de-al meu. Da, dar am înțeles că procesul verbal nu există, domnul Cezare. Deci, nu a fost redactat. Da. Așa urmează de la ședința următoare. Nu a fost scurt și iar a fost destul de mult activitate și acum nu vreau să vreau să spun, dar trebuie să vină atunci domnul Stângă și este o perioadă destul de complicată și urmează să fie prezentată spre aprobare și acum putem trecem la proiectul la nu s-a aprobat ordinea de zi. Nu s-a aprobat ordinea de zi. Nu s-a aprobat. Domnul Fadă. Cine este pentru ordinea de zi comunitate? Este pentru, toată lumea e pentru. Înțeleg? Mulțumesc pentru acceptul dumneavoastră. Îți dau stafeta președintelui de ședință. Doamne, mulțumesc. Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2020. Inițiator domnul primar, Comisia de Specialitate numărul 1. Analizăm execuția bugetului pe proiectul 3, dar noi nu avem buget, dar am avut cheltuieli pe componentele principale sau, mă rog, esențiale ale bugetului și pe partea de venituri și pe partea de cheltuieli. Și evident că putem emite judecăți de valoare, putem delibera. Dacă vă mai amintiți, în legătură cu execuția bugetului pe anul 2020, de asta analizăm, asta trebuie să începem bugetul aferent în anul trecut. Am mai făcut analize atunci când am vorbit despre potențialul financiar, potențialul veniturilor, am văzut punctele clave, punctele bune, și cu atât mai mult, pentru un simplu apel la memorie, legătură cu alte considerente, putem delibera pe ceea ce înseamnă închiderea contului de execuție a bugetului Comunei Bucnărești pentru anul 2020. O să dau citire proiectului de închidere a edificiului bugetar pe anul 2020, care propune un articol bunic. Și anume, aprobarea închiderii exercițiului bugetar la Comuna Moldenei de Sebastopol pe anul 2020.
partea de venituri în sumă de 7.595.227,10 lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 7.160.929,01 lei. După cum vedeți, există o diferență și ea este specifică acestei operații financiare de evaluare a executului bugetar într-un an de zile. Întotdeauna nu se pot cheltui veniturile de buget la ultimul leu, cum se spune. Deocamdată atât. În concluzie, autorul prezentului,
prezentă întrebarea. Consideră proiectul de buget local pentru anul 2021 o construcție realistă, care poate asigura funcționarea administrației locale și, în același timp, poate genera o creștere pe o evoluție prognozată. Având în vedere aceste considerente, solicit Consiliul Local adoptarea proiectului de hotărâre în formă pe care o să reamintesc de la documentul din analiză și comisie. La primul articol, propun aprobarea bugetului Consiliului Local al Comunei Bucnării de Săbacău pentru anul 2021 în sumă de 15.545.088 lei la sistemul de funcționare și dezvoltare de venituri la partea de cheltuieli conform anexei care face parte integral în prezenta hotărâre. Articolul al doilea, cu următorul conținut. După aprobarea hotărârii va fi dusă la îndeplinire de către doamna Răcoșeanu Romine, consilieră în aparatul de specialitate a primarului Comunei Bucnării de Săbacău. Al treilea articol și ultimul. După aprobare, secretarul general al Comunei Domnul Monteiu Vasile va comunica hotărârea primarului Comunei Bucnării, compartimentul financiar, contabilitate și instituției președintelui Comunei de Săbacău. Anexă de actual cunoștință cuprinde conturi, credite pentru totul ATO, credite pentru instituții de subordonată pentru școală, ca și quantum, am văzut solicitările Comitului Supărării, l-am invitat și pentru atât. Dar se pare că v-ați clarificat cu sau fără ghilimele în discuția de ieri. Și v-am dat atât. Privind capacitatea bugetului Consiliului Local și al Comunei Bucnării în anul 2021, Comisia numărul 1 de specialitate vizează favorabil acest proiect de hotărâre. Mulțumim, dacă vă rog, din domnul consilier, consilierul Acum. Sub mea la urci nivel. Trecem la punctul 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea privind stabilirea numărului și cuantum cursurilor școlare de merit de nivelul de la școala gimnazială română pentru anul școlar 2020-2021, inițiator cu mulțumesc.
preferate aprobare la acest proiect de hotărâre. Și am spus o manieră sintetică, având în vedere importanța strategică a instituției școlare, necesitarea societății române, prezentă și viitoare, având în vedere legislația sectorială în vigoare, inclusiv procedurile administrative, faptul că au venit de la ei propunere, conform legii. Am primit tot conform legii de credite în valoare de 9.000 cu destinație de la ANAM. Deci nu rămâne decât să solicit la instituția pe care o reprezentați adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Da, mulțumim, domnului primar. Am înțeles comisia numărul 1 a discuție a lui domnul director, a adus ceva amendamente vis-a-vis de aceste voce și doresc să dăm cuvântul doamnei Șari Mădălină. N-am mai discuții avute în cadrul ședinței de comisii întâlnită ieri 14.04.2021 privind acest proiect de hotărâre în care s-a stabilit numărul și cuantumul burselor școlare din merit al elevilor de la Școala Gimnazială Bucănești pentru anul școlar 2020-2021. Comisia numărul 1 de specialitate avizează favorabil acest proiect, dar cu anumite amendamente. Acestea constau în faptul că s-a adus în discuție și propunerea să se subvenționeze 4 burse a câte 250 de lei, 11 burse a câte 180 de lei, 13 burse a câte 130 de lei și 6 burse a câte 100 de lei. Privind temeiul legal, legea ne impune, dacă acordăm burse elevilor pentru merite, trebuie să fie de cel puțin 100 de lei. Având în vedere că în luna decembrie 2020 am avut un asemenea proiect de hotărâre ca cel de astăzi prezentat, atunci a fost un număr de 18 elevi, iar acum ne aflăm în situația în care sunt 34 de elevi. Și un alt aspect, fiind cel că în semestrul 1 al acestui an școlar, școala s-a realizat în mediul online, nu s-a realizat în mediul face-to-face, numărul de copii s-a dublat. De la 18 a venit la 34, ceea ce înseamnă că copiii excelează în mediul online. Ne-am gândit să facem aceste propuneri de burse, nu din considerentul de a nu stimula educația, ne dorim să stimulăm educația, dar cheltuielile deja depășeau 1.000 de lei pe lună. Așa că propunem spre vot considerentele noastre. Da. Mulțumim, doamnei Dașari Magdalena. Domnul primar. Da, așa, da. Eu aș avea o propunere. Efectiv, să supunem la vot și primul punct al care este inițial în ordinea de zi și punctul 2 cu amendamentele care le-a adus Comisia numărul 1. Dacă dorește cineva din Consiliu să scrie la cuvânt. Domnul primar. Hai, eu aș adresa o întrebare domnișoarei Diana. Considerat că solicitările Consiliului de Administrație privind cuantumul burselor este legal sau nu? Da, este legal. Și atunci de ce astăzi? Credeam că intră în crac primăria Bogdanei, bugetul comunic, dacă îi ajutăm pe copii, care e în mod legal, în baza noastră, că de stabilite prin lege, am fost atenționat. Doamna, domnișoară, lăsați-mă ca să încerc, v-am ascultat, da? Vă rog frumos. Că, într-adevăr, și din analiza făcută de compartimentul de specialitate, diferența nu e mare între ceea ce au propus ei și ceea ce ați propus în luată ca amendamentare. 7.000 de lei. 7.000 de lei. În
criteriile sunt cum au fost. Pentru că, dacă sunt criteriile clare, și altfel că ne-am întâlnit cu situația asta, ați avut aceeași atitudine. E vorba de copiii comunității, e vorba de ceea ce spuneam, societatea prezentă și viitoare. Știți ce fac cu bănuțirea? Majoritatea, evident, au niște standarde de personalitate. Sunt copii serioși și au o trăire care înseamnă negate, vor să obțină performanța. Își cumpăr un calculator, un laptop, o tabletă. Păi nu mai investim nici în așa ceva. Unii România e educată, unii sunt... vă rog să-mi permite să termin ideea. După aceea v-ați spus că am timp în perechet și așa mai departe. Nu cred că e bine să dezamăgim și nu cred că trebuie să subestimăm o investiție în copiii comunității. Nu e un mare lucru. Eu vă respect amendamentele, dar evident că sunt aici ca să-mi susțin un proiect de hotărâre. Atât, mulțumesc. Discuția am avut împreună cu domnul director al școlii. El a fost de acord și... Foarte rău. Da. Dacă a fost de acord. Păi ei trimit cuantumul și el... al treilea,
După aprobare, secretarul general, domnul Vasile Munțeoiu, va comunica hotărârea primară cu un nevotărâni, compartimentul de finanțiar, contabilitate, instituție, prefectul Vantăros. Referatul de aprobare conține în modul sintetic următoare. Administrația locală din Comuna Moscării de Tăbacău manifestă o preocupare constantă pentru realizarea investițiilor în acord cu așteptările cetățenilor și implicit cu strategia de dezvoltare locală. Raport cu resursele bugetare și existența documentată prevăzută de legislația în vigoare, adică proiecte analitice autorizate în execuție, se controlează și programul de investiție pentru anul 2021, conform anexei la proiectul de hotărâre. Având în vedere aceste considerente, solicit Consiliul Local Bogdănești adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Ați avut la dispoziție și raportul compartimentului contabilitare. Când am primit raportul la doamna contabilă și eu m-am întrebat de ce mai avem de lângă realizarea rețelei de apă potabilă, canalizare, statele de Lipești și Bogdănești, Comuna Bogdănești de Bogdău, care este într-un pasaj frumoasă călătorie, spunem că de la capăt, un obiectiv pe care l-am finalizat. Practic, suntem înainte a organizării recepției, pe anume construcție pot în beton armat, cu un singur fit de circulat, de circulat, în zona Trăbătiesă, Bogdănești, Comuna Bogdănești. Am efectuat niște cheltuieli pe parcursul execuției bugetare prezente. La fel ca și capitolul alte cheltuieli de investiții. Unele nu sunt active corporale, nu realizăm ceva material, dar realizăm documentate, proiecte, avize, pe așa mai departe, pentru care trebuie să plătim și au fost efectuate cheltuieli. Asta se explică această anexă. Haideți, vă mulțumesc. Gracias.
bugetul bugetului anumatei plănești pentru anul 2020, publicează aviz favorabil din partea Comisiei de Speciale, foarte nemoroc. Mulțumim. Dacă dorește cineva să scrie la cuvânt din domnul consilier, să punem la vot. Cine pentru? De ce nu mai limitat? De votul și acest proiect de hotărâre a fost aprobat prin utilizarea sumei din excedentul în modul de anul 2020. Deci, la punctul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea executivului bugetului Ioan Bogdanești de Zubacove trimestru 2020, de acord cu semnarea. Cred că e unul dintre proiecte sau unul dintre momente, dacă vreți, sau de liberare de astăzi, care îl avem bine fixat în memorie. Fiecare dintre dumneavoastră, chiar dacă sunteți la primul mandat, la 3 luni, conform legii finanțelor publice, ne întâlnim cu această problematică. Legea finanțelor publice, adică 273 din 2006, modificată și completată pentru ordonanța de urgență a guvernului, ordonanța 63 din 2010, articolul 49, alineatul 12, care spune că în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru semestrul expirat și cel mai târziu în luna decembrie pentru semestrul al patrulea, ordonatorii principali de credere au obligația de a prezenta în ședință publică, reanaliză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor pe cele două secțiuni funcționale și cu dezvoltare. Având în vedere și la tot un loc de compartimentul de deputate, solicit Consiliul Local Bogdănești adoptarea proiectului de hotărâre prezentată. O să dau citire proiectul de hotărâre care propune la primul articol să se aprobe executarea bugetului local pe termenul material a anului 2021, conform anexelor 12 și 13, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. După aprobare, primarul comunei cu doamna Rădăuteanu, consilier, în aparatul de specialitate, vor duce la deprimire hotărârea. Articolul al 3-lea, secretarul general al comunei, domnul Ciori Vasile, va comunica hotărârea compartimentului financiar contabilitate, primarul comunei Bogdănești, din instituție prefectul de Zubacău. Am aici, vreau să atrag atenție la modul cât se poate de discret. Articolul al 2-lea este o formulare de care este zis acțiune corectată. O să pot intenzi în modul de trebuie. Consiliere Stig, iar consiliere în aparată de specialitate. Da, sunt bun, mulțumesc. Acum, sigur, am precizat la un moment dat, și eu n-am vrut să mulțumesc cum a suportat, paradoxul acestei hotărâri. Noi n-am avut buget, de-abia acum jumătate de oră, sau 20 de minute. Am început să avem buget, dar efectiv cheltuielile conform legii trebuie să prezentăm executarea bugetului fără discuții. Din cota de 1.12, v-am deschis. Da, asta știu. Pentru că asta facem de fiecare. Acum, un alt paradox este că eu privesc de obicei neavând atribuții, un raport privind execuția de la Consiliul Contabilitate. Unele, sigur, iau așa cum trebuie, la modul serios, unele par mai șergaunic, așa, pentru mine. Evident că, cum să spun eu, mi-a drag anumite apreciere, dar am plecat cu Fernandă să întâlnesc. În care se motivează că lumea e săracă sau au existat perioade când, într-adevăr, legea nu permitea să procedăm la execuții civice, starea de urgență, starea de alertă, dar în același timp legea nu interzicea nici să se facă terenuri de educație și așa mai departe. În condițiile respective, este loc pentru mai bine. Știți că la alte analize am găsit niște debușiri destul de consistente. Unde am putea să realizăm?
Anul ăsta, după cât am urmărit, am stabilit exact mai multă rigoare la compartimentul de contabilitate specială în zona caseriei. Pare rău, chiar dacă trebuie să scad un calificativ la un moment dat, să fiu informat la fiecare ce trebuie să primești și mulțumesc că se protejează cu acestea. În ideea să fie mai bine, pentru că e vorba de banii comunității și care aveam nevoie. Pentru că, vă dau un exemplu, la sumele primite în mod legal de la Consiliul Județean, prima dată am primit 0-0, parcă eram în opoziție. Și după aia, prin dirigentele făcute de un partid aliat, îmi mulțumesc, am primit așa tot o expresie a unui consilier județean, cât o leapă de funcționar public. Evident că trebuie apreciat gestul, în primul rând, și în același timp trebuie să ne felicităm că am avut grijă de bani comune, cu de excedent în jur de 15 miliarde și mai aveam ceva de primit, sper să avem bani ca să susținem proiectul de apă și canalizare, fără de care Bogdănești, în epoca modernă, nu poate fi conceput. În sfârșit. Atât. Mulțumesc. În
1983, deci în alt context social-istoric, când România, conform Constituției, de față în Bogdănești, existau două tipuri de proprietate. Proprietate de stat, care însemna IAS-ul, întreprinderea agricolă de stat, prescurtat. Apele, drumurile și așa mai departe. Și proprietatea cooperativă, pentru că comuna era cooperativizată. În documentele cadastrale, respectiv în harta cadastrală de atunci, și în inventarul parțelelor, aceste parcele sunt trecute la proprietate cooperativă, care nu mai există în momentul de față, dar conform acelor documente sunt menționate parcelele cu poziționarea lor și cu suprafața respectivă. În momentul când faci trecerea de la un tip de proprietate la alt tip de proprietate, trebuie să precizezi de unde le iei și unde le aduci. Unde le aduci, e clar. Având în vedere documente cadastrale, spuneam, referitor la cele două profete de teren mandate și articole aici din codul administrativ 155, 289, am emis referatul de aprobare al primarului comunei Bogdănești. În temeia articolului 137 din 97-2019 privind codul administrativ, propune la primul articol, propun să se aprobe trecerea în domeniul public al comunei Bogdănești de Săpatul, a partir de 141, care cuprinde de fapt și terenul de sport. Terenul de sport mai figurează într-un document elaborat după 90, deci după cooperativizare, care se numește inventarul bunurilor din domeniul public. Terenul de sport are suprafața, așa cum este menționat în acest inventar, de 10.030 metri. Și acest inventar, care cuprinde foarte multe drumurile comunale, biblioteca care era atunci, primăria care era atunci, clădirile școlii și așa mai departe, au parcurs în speță același traseu. Parcă prin 97, nu? A fost în domeniu. S-au finalizat doar printr-o hotărâre de Consiliul Local, care au fost acceptate. Au parcurs un drum destul de îndelungat și sinuos și au devenit, a fost recunoscut de Guvernul României printr-o hotărâre de guvern în 2002. Terenul de sport care se află exact în mijlocul parcelei 141, după când această hotărâre a fost făcută stupid. Cineva care a fost bornat pur și simplu și nu a gândit în mod firesc. Deci, reamintesc că pentru terenul de sport s-a dat avizul de legalitate. Și mă întreb, avizul de legalitate se poate da acolo numai pentru terenul de sport sau pentru întreaga parcelă? Sau, așa cum s-a dat avizul de legalitate pentru teren de sport, deci nu văd de ce n-am primit avizul de legalitate pentru toate parcele. Păi de ce am făcut acele aprecieri care nu sunt onorante? În primul rând, pentru mine, dar nu am alte chestii mai relevante. Păi închipuiți că la un meci de fotbal, nu nimerești întotdeauna poarta să intri mintea în clasă, mai ales la fotbalul românesc. Se duce mintea în aut, lateral sau în poartă. Păi când mai ieși mintea afară, înseamnă că este pe altă proprietate. Proprietarul respectiv se poate confisca. Mă întreb, de ce n-am fost trecut de atunci întreaga parcelă? Al doilea motiv pentru care am solicitat și cuprinderea sau trecerea parcelei 143 este următorul. La un moment dat a venit cineva, am spus că nu dau un nume, și o să vă explic de ce nu vreau să dau un nume, mai ales că suntem la o etapă intermediară. Și ne-a informat, pur și simplu, la mine au adeverință de la primărie, că i-a dus cineva din primărie, ca să își întemeieze o afacere acolo.
El și compania lui, la un moment dat, i-am explicat că nu avem cadrul legal pentru așa ceva, că trebuie să aștepte să concesioneze, să închirieze, să așa mai departe. Trebuia după aia. N-am mai avut răbdare, a trecut la fabrică, cu toată o scârbă, cum spun cronicare. Este un termen pe care l-am luat de pe pisana deasupra bisericii, după numele, mai este un mână la care. A început să-mi prevoiască anumită zonă. Ieri, în locul dumneavoastră, dacă vreau să fiu edificat, la proiectul ăsta de hotărâri, mă duceam la teren să văd care e situația. Și vreo două sau trei săptămâni este o împrejmuire acolo, cu stâlpi, sunt 16 stâlpi, parcela a doua. Am avut discuții cu respectiva persoană, a promis că dispare împrejmuire, îi vă dați seama, prin ceea ce a făcut, am plantat ce a fost în 3 lei. Stâlpii, la un moment dat, au fost plantat la 20 cm pe drum. Deci, legea drumului încălcată și așa mai departe. Acum mai sunt și alte care au ocupat teren acolo. Dar aici situația era mai gravă, că la activitatea economică, unde se umblă cu beton, praf, zgomot și așa mai departe, amintiți-vă ce discutam în raportul de prezentare a situației economică, sociale și de mediu. Cel mai periculos factor pentru echilibrul de mediu este omul, factor antropic, cum am spus. În discuțiile care au început acolo pentru persoana respectivă care a început să construiască, o prezentare este tot o construcție, și oameni din jur, pur și simplu, mai scot un animal, cum se gândește pe la tare, respectiva persoană care a edificat în împrejmuire a spus că are aprobarea unei persoane din primărie. Eu nu vreau să dau nume pentru că asta e crucea mea. Indiferent de comportamentul, primul păcătos eu sunt din primărie. Sunt conștient ca lider că trebuie să-i aduc pe drumul cel bun. Și asta încerc să fac. Deci, consider că este bine să trecem cele două parcele în patrimoniul comunic, ca să le putem apăra în fața legii. Nu pot apăra la poliții, mai ales în justiție, cu argumente contundente. Deci le aduc un document de proprietate, că titlul poliției sau instanță te întreabă, domnule, dar niște acte de proprietate aveți? De-aia fac un apel la dumneavoastră să vedeți lucrurile și din această perspectivă. Acum, domnul secretar v-a explicat în legătură cu avizul de legalitate. Eu aștept în continuare la persoana respectivă să le ridice. Suntem într-o dificultate și din punct de vedere al urbanismului. Eu nu pot să-l amendez până când nu primesc un proces verbal de constatare. Am avut o consiliere din partea Consiliului Județean care mi-a preluat atribuțiile în esență după plecarea domnului Stâncă. Și am dat în temei legală cu o dispoziție domnului viceprimar ca să facă cercetări în teren cu privire la autorizarea constructorilor. Sala constructorilor ne-a autorizat. Ceea ce nu este disciplină în construcție. Dacă îmi prezint referatul corect, profesional, cum vreți să spune, în temei legal o să aplic legea. Atât, mulțumesc. Mulțumim domnului primar. Da, și acum, doamna președinte, dacă vă dați vreo câteva precizări ca să aveți materialul de discuție. Nu e niciun secret, disputa vis-a-vis de acest proiect de hotărâre a fost cu mine. Dar pe... eu mă refer la mine. Dar pe considerentul, fără a fi un proiect de hotărâre scris, pe considerentul domnul primar a solicitat să se inițieze un proiect de hotărâre privind trecerea unui bon din domeniul public al statului în domeniul public al localității. Eu am făcut
precizarea că noi nu avem niciun document de care să rezulte că bunul respectiv este în domeniul public al statului. Și dacă era așa, articolul 292, aliniatul 1 din codul administrativ spune așa: trecerea unui bun de domeniul public al statului în domeniul public al unei localități, a unei unități administrative teritoriale, se face la cererea Consiliului Județean, Consiliul București sau Consiliul Local al Comunei, după caz, prin hotărârea Guvernului. Da? Asta vis-a-vis de dispută. Eu, asta a fost luni, marți am fost după materiale în stare civilă la Bacău, miercuri, când am revenit, s-a redactat un proiect de hotărâre, dar nu privind trecerea din domeniul public al statului, domeniul public al localității, ci pur și simplu ca și trecere a bunului respectiv în domeniul public al localității. Ceea ce, conform articolul 289, pe care l-a spus Vidiu, domnul primar, se poate face, se spune aici cu excepții, la prevedere, în cazul în care nu există acte dobitoare ale drepturilor de proprietate asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a comunei, aceste bunuri se pot înscrie în domeniul public al comunei, da? Hotărârea, proiectul de hotărâre fiind însoțit de o declarație pe propria răspundere a Secretarului General al Unității Administrative Teritoriale cu privire la următoarele. A. Bunul în cauză nu face obiectul unor litigii cu privire la apartenența acestuia domeniul public al Unității Administrative Teritoriale respective la data semnării declarației. Și B. Bunul în cauză nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de reconstituire sau restituire depuse în temeiul actelor normative care reglementează regimul juridic al imobilor preluat în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 45-22 decembrie 89. Declarația de propria răspundere, semnată de secretarul Unității Administrative Teritoriale, va fi însoțită de un referat privind conformitatea cu realitatea pentru bunul respectiv întocmit în scopul asumării celor declarate, semnat de conducătorul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al autorității executive. În declarație se menționează în mod explicit evident, existența referatului și altor documente doveditoare după caz. Proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrative teritoriale se comunică și Ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice, însoțit de documentele prevăzute la aliniatul 6, în termenul, mă rog, prevăzut la articolul 197. Ministerul cu atribuții în domeniul administrației publice transmite în termen de maxim 60 de zile de la înregistrarea comunicării prevăzute la aliniatul 9 un punct de vedere cu privire la proiectul hotărârii, precum și la documentația aferentă acestea, pe baza consultării autorităților și instituțiilor interesate cu privire la situația juridică a terenului, a bunului sau bunurilor care fac obiectul proiectului de hotărâre. Deci asta este prevederea legală. Eu mai am o observație la temele de hotărâre, domnul secretar, în ideea de necompletare, deci nu pot război cu mine. Am menționat la un moment dat că terenul de sport face parte din parcela 141 de ani. Fiți. Așa vreau de observat aici. Atunci cum a fost trecut? Din proprietatea cui în proprietatea comună? Sau, mă rog să-mi spună, cine a semnat de legalitate proiectul de hotărâre respectiv în care terenul de sport a fost trecut în inventarul comunei de domeniul public. Dacă vă mulțumesc. Da, deci eu am semnat pentru legalitate proiectul de hotărâre respectiv pe baza listei de inventariere întocmite de către inginerul specialist pe care l-aveam la momentul respectiv, respectiv domnul inginer Dospinescu. Bunurile care au fost acolo, eu nu puteam să... Adică nu aveam nici competență să mă uit în hartă, să văd dacă a fost prinsă parcela în întrecime, dacă a fost prinsă un sfert sau dacă... Eu am văzut terenul de fotbal, bunurile respective nu treceau de undeva, undeva. Atunci a apărut legea privind, în 98, privind domeniul public al localităților. Deci atunci s-au constituit. Atunci, deci nu trebuia să treacă de undeva, undeva. Acum, deci nu e un moft al meu. Legea spune clar cu privire la testare. Acum,
hotărârea respectivă trebuie să aibă genul ministerului. Fără îndoială, dar de ce am impresia că facem jocul celor care abuzează în comuna asta? Atât, e o întrebare retorică. Mulțumesc. Da. Mulțumim, Comisia 92. Da. Nu puteți să acum, nu se spune. Da. A fost o prezentare, de pe ce? Nu se poate. Deci dacă ne scrim la cuvânt. Da. Dar voi și cineva să scrie la cuvânt. Domnul primar, deci abuzuri cu se închid fronturile, se fac 20 de ani. Ei nu s-au făcut, 20-30 de ani. Hai să intrăm în legalitate cu toți. Nu să alegem să luăm ăsta de aici, ori l-a lăsat să construiască grajd, pe unul nu l-a lăsat să facă nimic. Ia alegem, facem și legal, facem pentru toți. Da. Asta hotărâți dumneavoastră, uitați că nu se poate. Deci eu n-am mai zis nimic de vis-a-vis de persoane din 12 care acoperă sau acoperă. Pentru că dumneavoastră, dumneavoastră, majoritatea de consilieri, mă cunoașteți pe mine. Dacă poate să spună cineva, dacă eu am făcut partidul sau am susținut pe cineva vreodată la cine, în 30 de ani de activitate, să-mi spună nominal, domnule, l-ai susținut pe cutare. Și nu mă supăr. Dar eu nu am susținut pe nimeni, eu susțin doar legea. Cum este legea, aș face să o facă. Sunt patru parcele. Să le luăm pe toate din universitatea urmă. Înțeleg bine ce vorbim simultan. Înțeleg gradul de vorbire, chiar că vorbim simultan foarte mult. Este vorba de toate vedem în primar. Când au venit la noi în Peru, au venit și la dumneavoastră și la noi. Noi nu i-am dat niciun ceva clar. Băi, băiete, n-ai voie să vorbești. Nu am lăsat lor interpretare. Dar ce vrei să stau să mă pun în genunchi în fața dumneavoastră? Eu asta nu înțeleg. Cum puteți să spuneți de mine că fac așa ceva, când eu n-am nicio legătură. Nici nu mă interesează. Dacă vreți, haideți mâine să punem bulto să-l dăm nou. Haideți, eu merg. Și mi-asum. Nu mai dați vina pe mine că încerc să fac din banii mei, am ținut iluminatul 6 luni de zile. Deci încerc să ies, mă zbate din sărit cu chestiile astea. Nu se mai poate. Eu tot încerc să țin în mine, să iau pastele din sănătate din cauza asta. Eu vreau să fiu corect pentru toți. Nu unul să ia legea după cum au votat sau după cum nu asta. Nu-i bate în joc. E unul din bate în joc de un minut. Cu dumneavoastră. Dar eu nu vreau să mai cred. Nu vreau. Nu numai că studiază legea pe prima dată. Păi nu vedeți că dumneavoastră ce să studiezi legea? Dacă era legea, eu mă puteam. De fapt, aici e o eroare de greșeală. Eroare nu am făcut-o. Nu am spus, dacă eram vinovat, dar nu am nicio treabă cu el, nu am nicio obligație. Cu nimeni din Bondrești, nicio obligație n-am. Nici n-am vrut promit la nimeni nimic. Da, și domnul președinte, acum ca să nu mai spun domnul primar că ne suprapune, că suntem neamul și că nu știu ce și nu știu cum, atât vreau să vorbesc ca să nu mai... Este dezonorant dacă domnul primar aduce în discuție chestia asta că, nu știu ce, domnul Botez, că suntem neamul. Legislația este la dispoziția oricărui consilier local, este așa cum lui. Deci, spune, poate să studiezi oricine și dacă eu nu am dreptate, cel puțin acum mai puțin. Dar acum pentru o răzbunare, sau pentru o răzbunare, că sunt obedienți în locul celor ilustri din Bogdănești, ai PSD-ului, e datoria noastră ca să mențineți în continuare, cum spuneți, sunteți coordonatori din trei. Dar nu mă unde vreți noastră. Deci un proiect, dacă vreți noastră, treci. Dacă nu, nu trebuie să faceți în așa fel, încât să ne intimidați sau cumva să-i lămuriți pe ceilalți. Băi,
chiar așa. Nu știu, dar chiar niciodată n-ați fost de acord cu un proiect. Bine, că proiecte nici n-am făcut, dar n-ați fost de acord cu un pasivier. Are și asta dreptate, măcar să-i dau dreptate, chiar dacă n-ar fi avut. Dar poate în multe cazuri mai am avut dreptate. Dar n-ați vrut niciodată. Și n-ați vrut și încă o dată. Acum e pandemia, toți de festivale din zona mea au avut azi să vină la ședință. I-am oprit, băi, fraților, nu! Să facem un proiect de hotărâri unde să nu mai plătim aceleași impozite ca și ăla care merge pe asfalt, unde au fost două, trei case, ați asfaltat exact ca la unde ați vrut. Și mie mi-ați băgat pumnul în gură 12 ani. N-ați vrut să fie clar, mulțumesc, doamna președinte. Da, domnul, erați de acord de fiecare dată, dar probabil nu numai accidentului medical pe care l-ați avut, să nu mă aveți alt comportament. Îmi pare rău pentru accident, dar pentru atitudine, nu mă înțeleg. Dar e de nu am prezentă, nu înțeleg ceea ce este de neînțeles. E de înțeles, v-am rugat să, în ședință publică, câți bani mi-ați dat voastră, primăria sau Jean-Lis, asociația, câți bani mi-a dat mie când am avut eu accident. Și vă rog frumos să spuneți o dată că o grămadă de lume mă întreabă. Băi, băi, de voi primit bani. Dar nu mai sunt cu oriandă, de nu mai bate că nu trebuie să vă rog exact. Frumos, deci... Aceeași treabă, mai bate că... Trebuie să avem o anumită decență și vă rugăm frumos să nu vorbim... Nu-i caz, mai ales... Domnul, vă rog frumos, da. Dacă vreți să am înțeles de la începutul ședinței, acest proiect de hotărâre nu se va supune la vot acum, în schimb, trebuie să-mi spunem părere. Eu o să spun o părere personal cu privire la aspectele. Deci, în primul rând, vreau să amintesc la toți, la primar până la ultimul consilier. Noi suntem aleși local pentru a apăra interesele întregii comunități, nu au unor interese de grup în scop electoral. Punct. Al doilea rând, sunt de acord cu trecerea terenului și cu ăla care spune domnul primar. Trebuie să privim în viitor. Noi, și așa, de la Revoluție încoa, toate toți primari care au fost, au mutat, nu mai dau nume exact cunosc domnul primar. Parcul de lângă lor, o să ajungem peste 10-20 de ani, comunitatea asta să n-aibă unde să pună un veciu public. Deci, spațiul trebuie domeniul public, terenul ăsta deja are și ilunat, are nocturnă, nu? Care au fost banii investiți. Trebuie să fie trecut în domeniul așa. Și al treilea lucru, dacă tot s-o evit situația asta și acest proiect de hotărâre a luat naștere unor divergențe, haideți să fim loiali, corecți și legal. Să identificăm toate suprafețele de teren închisă abuziv, fără act de proprietate. Atât în satul Bogdănești și în satul Zilipesc și să fim în mod echitabil cu toată lumea. Așa cum am spus la început, noi suntem aleși local pentru toată lumea, nu pentru un an, dar unul. Asta este părerea mea și când o să fim, deși identificăm toate suprafețele de teren, că mai sunt, la Bogdănești mai sunt, repet, nu dau unul. Dar mai sunt suprafețele de teren, o mai gândesc, lângă fondul mare și acolo și acolo sunt. Le identificăm pe toate, le dăm somat să facem hotărâri din Consiliu, să elibereze terenul, pentru că nu au titlul de proprietate și să suntem corecți cu toată lumea. Mulțumesc că am avut. Da. Dacă mai dorește cineva? Deci, terenuri foarte multe și în Filipe și în Bogdănești, unde sunt ocupate abuziv și ar fi ceva, adică mergem la ei și la ceilalți nu. Exact, am avut perfectă dreptate și măsurile le vom... Da, și legea e legea pentru toți, mama. Da, mulțumesc. Trecem la punctul 8. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar numitul Ioan C. Nicolae Iulian, inițiată Comisia 2.
Domnul președinte. Da, este vorba de o solicitare venită din partea unui consacrat care s-a întors în sat. Și o să dau citire proiectului de hotărâre. Acordarea, articolul acordarea unui sprijin financiar domnului Oancea Nicolae Iulian din satul Bucănești, comuna Bucănești, județul Bacău, pentru amenajarea locuinței. Articolul 2, după aprobare, hotărârea va fi pusă la îndeplinire de doamna Oțeanu Romenia, consilier principal în aparatul de specialitate al primarului comunei Bucănești, județul Bacău. Și articolul 3, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul general al comunei, domnul Zoran Vasile, sumar din comunei Bucănești, compartimentul financiar și contabilitate, doamnei secretarul domnița Epira, domnului Oancea Nicolae Iulian și instituției prefectului județului Bacău. Și o va aduce la cunoștință publică în condiții de lege. Acesta este. Da. Mulțumim, domnului consilier Dascălu. Dacă doriți să vă... Comisia. Comisia. Dar n-a spus? Nu, am prezentat proiectul și acum calitate de președinte al Comisiei numărul 2. Vă informăm că, analizând cererea domnului Oancea, am considerat că, în forma inițială, trebuie să-i dăm aviz nefavorabil, cu completarea să încercăm să găsim alte resurse, alte modalități de a sprijini, decât acordarea unei sume de bani, pe de o parte. Pe de altă parte, nici nu este specificată suma cerută. Adică, el cere aici 15.000 de lei. În proiect și nici în alte documente nu se specifică o altă sumă. Iată, de mai mult. Este la latitudine. Asta este propunerea domnului și s-a aprobat. Da, oricum, aceasta este... Da, este la vedere din punctul de vedere. Știu, da. Nu exclude. Aici am o problemă. Da, doamna secretar. Domnule secretar, comisia numărul 2 de specialitate a fost inițiator. Ei se ocupă cu asistență socială și cu școală. Avizul trebuie dat din Comisia de Specialitate numărul 1, care e Comisia Economică, e vorba de bani, comunități. Haideți să nu confundăm. Sau de ambele. Sau de ambele. De ambele. De grave. Sau de ambele. Putem? Nu. Mai e treaba, că... Nu dau și eu de cuvânt. Dacă doresc să domnul consilier să ia cuvântul vis-a-vis de... Poate? Da, vis-a-vis de această cerere. Este o... Toți știți trecut, am lucrat, nu am lucrat, nu știu, se cred. Este o datorie, dacă vreți să spunem, morală a oricărei societăți, a oricărei comunități, că atunci o persoană, când vine din loc privativ de libertate, să fie ajutată să integreze moral, social, sub toate lucrurile. În schimb, ca orice cerere care o face ori o persoană fizică, ori cineva din cadrul instituției statului, cineva cere, dar poate fi aprobat sau nu, sau poate să se dea o sumă mai mică sau mai mare, depinde de cu așa. La acest proiect de hotărâre am văzut avizul de specialitate al doamnei Scutarul Lămâița, care este din compartimentul de asistent social, dumneavoastră ei prezintă o situație că ar trebui o grădă de bară, de cât și mai trebuie acolo geamă și nu știu ce, dar nu a fost avansat o sumă, un care... Dați-mi voie, dați-mi voie, să termin până la urmă. Deci, există, repet, cineva cere o anumită sumă, dar nu înseamnă să-i dai suma aia, poți să nu-i dai deloc sau poți să-i dai o sumă mai mică sau mai mare. Aici eu aș fi așteptat, din partea compartimentului respectiv sau la personalitate, să pronunță, doamne, ca un necesar ar fi să spunem suma X. Așa era, din punctul meu de vedere, era corect, legal și moral. Deci eu n-am văzut. Acum avem drept, ocazia ședință, să propunem acum, doamne, votăm 15.000 lei, votăm nu știu cât, dar așa ar fi corect. Dacă eu cerea 200 de milioane, noi dădeam 200 de. Asta e părerea mea. Mulțumesc. Mai rog și la domnul președinte. Inițiatorii doamna președinte, da, doamna președinte. Deci inițiatorii proiectului de hotărâre puteau să întrebe sumă. Eu le redactez.
de regulă o fac singur. Știți, conform codului administrativ, cei care inițiază proiectul de hotărâre, îl redactează cu sprijinul secretarului. Eu nici măcar sprijinul dumneavoastră nu am. Ca să le lămurim. M-a întrebat pe mine cineva vreodată, băi, și eu cum să pun o sumă, cum să avansez o sumă în proiectul de hotărâre care inițiază, spre exemplu, Comisia numărul 2? Am eu prelegătură? Eu le-am redactat, am zis că dumneavoastră propuneți dumneavoastră o sumă vis-a-vis de documentele care sunt acolo. Eu v-am spus eu. Păi, eu da, mulțumesc, dar nu trebuie să cineva o sumă. Eu cunosc cazul ăsta de mult timp, de când eram copil. Și știu prin ce-a trecut, cum știe și ce dumneavoastră. Sigur, poate sunt mai sensibil și datorită profesiei pe care am exercitat-o. Într-adevăr, m-am implicat direct cu doamna Scutaru și cu doamna Burlacu, că nici nu vreau să după care e vorba de banii comune aici. Dar nu e bine să fim nici indiferenți. Pentru că, pur și simplu, am primit un document pe care nu l-a atașat, era bine, poate că l-a atașat în momentul de instanță, o adresă de la instanță în care ne spune că suntem responsabili să-l ajutăm să se reintegreze în comunitate. Ceea ce a făcut un șurile am apreciat la compartimentul de specialitate, că îl putem încadra la ajutor social, dar nu este suficient. Știți că omul ăsta doarme în frig? Păi noi facem focul jumătate noapte încă și ăsta doarme în frig pur și simplu. Că se scoală dimineața, n-are unde să-și pregătească mâncare. Acolo e necurățenie, punem problema curățenie, apropo de atâtea viruri și așa mai departe. Și într-adevăr, am identificat împreună cam minimul necesar. El a cerut sfatul, știți cum e acolo, o fost în partea la asta. O cerut maxim, vrea și el. Dar într-adevăr, cred că aici, într-adevăr, pe lângă bunul de strictă necesitate, e vorba de supraviețuire a omului ăsta. Trebuia estimată pe bază de oferte. Domnule, cât faci? 15 milioane până în 200 milioane, am înțeles, a trecut estimată ca și costul domeniu. Păi, trebuia, pentru că am discutat. Ca să știi și oamenii, de bună dreptate, domnule, e ajunge, cum să spun eu, a cincea parte din ceea ce a cerut, atunci era a nu face nimic când e responsabil, mai ales moral, că se mai departe, juridic, el ne poate da într-o recată, ca administrație, până la CEDO, pentru treaba de asta. Și în încheiere, că vreau să închei cu o imagine a lui, când practic el era singur pe lume. Relații cu familie erau cum erau, poate relații și cu școala, poate și școala a greșit relații cu școala. Dacă vă amintiți de el, și mulți vă amintiți care vreau amintiți, umbla vara și mai ales iarna, însoțit de un câine. V-ați făcut odată întrebarea, de ce asta? Pur și simplu era singura ființă de care se putea atașa. Mă întreb, noi, cei care noi acordăm nimic, suntem mai rău decât câinii? Atât. Da, mulțumesc, dar... Da, domnul primar, mă avem o situație la Filipești, cu spătare. Să spun și eu. La moarte era statetul Martin al lui. Și l-am văzut cum am plătut pe asta și l-am plătut lângă biserică acolo. Noi îi plătim lumina, noi îi plătim primăria noastră cu absolut nimic. Deci v-am mai spus încă o dată. Dacă o facem pentru unul, hai să o facem pentru toți. Dar nu-mi spune mie, inițiază proiect de hotărâre. Dar ce ție? Și am avut aici așa de proiect de hotărâre. Dar vă rugăm frumos, deci... Ție, nu.
Spărirea, n-au spus că... Vreau să aduc o precizare. Eu nu se înțelege că membrii comisiei de specialitate sunt împotriva ajutorului. Este vorba de forma inițială a proiectului și dacă se poate rezolva într-o formă pe parcursul ședinței acum, să găsim o soluție. Da? Dacă nu, o să revină cu proiectul ședinței următoare și cu o estimare... Dar proiectul este mult cu ei, pe nu scrie. Scrie, dar este doar solicitarea lui, care cere 15.000 de lei. Păi da, și vis-a-vis asta. Să fim înțeleg, da. Vis-a-vis problema asta. Deci, doamna președinte, dacă îmi permiteți, două vorbe. Da, domnule. Vis-a-vis din proiectul ăsta, l-ați avut la mapă, da? Da. Ați cerut precizări aparatului specialitate al primarului, pentru asta este tot. Noi ne-am obișnuit să spunem ăla, când, nu știu ce, v-am spus de ce n-am făcut-o. Pentru că acolo este o comisie. Cum puteam eu să spun, domnule, aprobați-vă la lui, dar dacă o scris secretarul 150 de milioane, înseamnă că trebuie să-i dăm. Nu, domnule. Dumneavoastră ați avut, de asta, astea sunt, asta este rolul discuțiilor în comisiile de specialitate. Domnule, hai să vedem cât e o sobă, să vedem cât e o grădină de pat, să vedem cât e un pat, să vedem cât e un geam, să vedem cât e nu știu ce. Facem, băi, spunem că, băi, cam vreo 7-8.000 de lei ajunge, nu? Dau un exemplu. Nu spun că asta ar trebui să fie sumă. Asta ar trebui să faceți dumneavoastră și acum, puteți să faceți lucrul ăsta. Cum să, de ce să mai stea încă o lună de zile? Nu se credea, dar nu se creează precedent. Dar ce precedent se creează? Păi toți care vin, el e unde vin, o să ce are. Dumneavoastră, dumneavoastră stabiliți atunci. Dar nu se creează. Nu mai vorba să pui problema așa. Nu e din dificultate medicală, n-ai trecut, nu te-o prind bine un ajutor. Ăsta am văzut că nu are unii dormi, nu are Domnul care are scumătul. Oameni, vreau să registrați la ce nu v-am scris la cuvânt. Același lucru am luat tot, același lucru am spus eu. Nu-i musai să-i dăm 5.000 de lei. Propunem, deci eu solicit, cel puțin solicit, o propunere din partea compartimentului de specialitate, respectiv contabilitatea, care cât de cât are, are o expertiză în domeniu. Și dacă îi vă luăm o sumă așa rapid să spunem, propunem X, atât, dar o și punem la aprobare. Asta am spus-o și eu la început. Vă dăm, vă gata, așa, Iurea. Da. Mulțumim, domnul consilier Dan. Deci, aș vrea să spun și eu ceva vis-a-vis de cazul de la Filipești. Deci, cazul de la Filipești, într-adevăr, nu s-a făcut niciun proiect de hotărâre, dar acum au murit așa. Mamă, tată, frate, frate, iar al, care nu a murit de fric, pe malul apei Oituz, iar celălalt a fost luat din milă de domnul Șerban, de domnul Botez, de doamna Burlacu și alții care au făcut și au amenajat acolo pentru că dormea efectiv într-o baracă, fără apă, fără absolut nimic. Deci primăria atunci, și mă scuzați doamna Lămâița pentru că Burlacu mi-a fost mereu acolo și a văzut situația, nu a mișcat un deget. Deci o bilă neagră pentru Maria Bogdanești vis-a-vis de acești copii din Filipești. Dar poate nu e așa. Știți de câte ori au fost personal? Știu, domnul primar, știu. Știu că ați fost acolo, dar efectiv primăria nu a făcut absolut nimic. Doamna președinte, dați-mi voi și vă comentați cu privire la cazul ăsta. Haideți să fim cu dreptatea și cu frica de Dumnezeu. Doamna Borlacu face parte din aparatul specialitatea primarului, este, a făcut un referat să-l prezinte la primărie cu situația lui domnului Spătaru. Nu! S-a întâmplat ce s-a întâmplat că era în campanie electorală. Așa și ne-am pozat, s-a dat pe Facebook, dar după v-aș întreba pe toți, după ce s-a încheiat cu campanie electorală, s-a luat cineva cu cană de apă la Spătaru? Nu! Și nu de și lumina! Adică... A fost mâncat și s-a vedeți cum scrie eu discut așa. Nu este adevărat, domnul. Eu și-am cum mă plătește. Lumina cine o plătește? Și lumina cine o plătește? Lumina nici nu are control. Lumina este din control biserică. S-au plătit la biserică. 300 de lei. Dacă nu știți, informați-vă, domnul. Și cum vorbiți? Și gândiți-vă că un loc e luat din cancer. Și nu au violat, nu au făcut rele, nu au asta. Da?
subvenție cu buget. Deci și doamna votată, eu sunt doamna... propune, deci, suma de 2500. Deci, e prins în budere. E prins în budere. Cine este pentru? 3, 4, 2, 4, 5, 6. Da, 6 voturi pe zi. Mergeți în continuare. Da, cine? 3, 4, 5 abțineri, da. Deci 6 voturi pentru și 5 abțineri, respectiv domnul consilier Dumă, doamna consilier Berian, domnul consilier Stanciu, domnul consilier Botez și doamna consilier Mărdărină, domnișoară. Cer scuze, stai. Cred că n-am luzit, da? Da, deci cu 6 voturi pentru și la acest proiect de hotărâre și cu 5 abțineri și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Da, mulțumim. Dacă solicitări pe depozitare. Da, este o solicitare la instituția prefectului din transmite o adresă către unitatea administrativă teritorială și de domnul primar fost rezoluția să fie prezentată Consiliului Local. Deci, prin prezenta, vă transmitem adresa Societății Academice și tot contribuire la VOS din România, numărul 7248 din 5-4-2021, prin care evidențiază măsuri ce ar trebui adoptate la nivel local în contextul elaborării bugetelor locale pentru anul 2021 și pentru asigurarea respectării dreptului elevului la cele 4 tipuri de curse școlare. Performanță, merit, studiu și ajutor social, așa cum este acesta a prevăzut de Constituția României și Legea Educației Naționale numărul 1 pe 2011, cu modificări și cu vederile ulterioare. Totodată, vă adresăm rugămintea de a ne transmite cu celeritate o informare completă privind măsurile pe care le-am dispus în vederea respectării prevederilor legale referitoare la aspectele mai sus menționate, detaliate în adresa Societății Academice din România. Domnule, doamnă prefect, domnule, doamnă primar, în contextul elaborării bugetelor locale de anul 2021 pentru asigurarea respectării dreptului elevilor la cele 4 tipuri de burse școlare, performanță de studiu și ajutor social, consacrat de articolul 32 4 din Constituție și reglementat de articolul 82 din Legea Educației Naționale numărul 1 2011, Societatea Academică din România, inițiatoare raportului special pentru respectarea dreptului la burse școlare la nivel național, va aduce la cunoștință următoarele lucruri. Conform HG 1064/2000, publicată în Monitor Oficial 1195 din 8 decembrie 2020, cuantumul tuturor celor patru tipuri burse școlare aprobate prin hotărârea de Consiliul Local trebuie să fie de minim 100 lei pe lună. Autoritatea publică poate acorda burse școlare în cuantum mai mare de 100 de lei pe lună prin contribuție proprie din bugetul local la fondul de burse, conform articolul 105 alinea 2 litera D din Legea Educației Naționale numărul 1 2002. Conform al 5, aliniatul literar și din Legea Bugetului de Stat pe 2021, numărul 15 pe 2021, publicată în Monitor Oficial 2361/2021, în anexa 5-a acestuia a fost alocată de falcat pe comune, orașe, municipii și sectoare suma de 527.771.000 lei pentru plata burselor școlare la cuantum minim de 100 de lei pe lună. Acești bani vor fi alocați către OAT-ul prin intermediul direcțiilor generale județele ale finanțelor publice. În sarcina autorităților publice locale există în continuare obligația prevăzută de articolul 82 alinea 2 din Legea Educației Naționale de aprobarea cuantumului și numărului curselor școlare prin hotărâre de Consiliul Local. Adoptarea HCL reprezintă o condiție de formă pentru acordarea curselor școlare, simpla prevedere în bugetul local a fondurilor, nefiind necesare, nefiind suficientă. De ce aici s-au făcut astăzi? 4. Stabilirea numărului curselor școlare nu face parte din marja de apreciere a autorității locale. În stabilirea numărului de burse prin hotărârea sa, Consiliul Local trebuie să ține cont de dispoziții imperative ale Ordinului Ministerului Educației numărul 5576/2011, care reglementează criterii generale de acordare ale tuturor celor patru tipuri de burse. Pentru determinarea numărului de elevi care se încadrează în criterii, unitățile de învățământ pot solicita sprijinul Inspectoratului Școlar Județean și a Unității Școlare. 5. În cazul în care sumele provenite din bugetul de stat pentru plata burselor la nivelul cuantului minim sunt insuficiente, autoritățile locale au în continuare obligația de a aproba și plăti bursele către elevi din venituri proprii ale bugetului local, conform articolul 105 din Legea Educației Naționale. Pentru echilibrarea sumelor, până la concurența valorii necesare pentru plata burselor la cuantul minim, OAT se poate adresa Ministerului Finanțelor și Ministerului Educației prin Direcția Generală a Finanțelor Publice și Inspectoratul Școlar Județene, în vederea completării fondurilor alocate la momentul rectificării bugetare.
În baza atribuției dumneavoastră de monitorizare și a respectării legii teritoriului, trebuie o 253 hotărâre administrativă, adresă respectuos rugămintea de a transmite prezenta adresă către toate unitățile administrative teritoriale din județ, precum și de a monitoriza respectarea dreptului elevilor la burse școlare, precum și implicit cadrul legal incident expus mai sus. Societatea Academică de România, cu expertiză în zona legislației, în domeniul educației, stă la dispoziția instituției prefectului și a autorităților publice locale pentru orice nemuriri sau clarificări, considerați necesare referitoare al subiectului acordării burselor școlare și de la adresa de mail. Cu stimul Constantin Alexandru Mată. Asta a fost ales. Mulțumim, domnule secretar. Mai avem o problemă, dar cu privire la, ce se spune aici, la adresat de Consiliul Local și la diverse. Deci, l-aș ruga pe domnul secretar, ca pe viitor, ca să nu există cu dânsul, a spus că eu fac proiectul. În momentul când dumneavoastră considerați că trebuie să fac Comisia 2, Comisia 1, Comisia 3, un apel telefonic, să fie și noi înființat. Vii la ședință și să trezești că tu ești inițiatorul unui proiect care nu știi. Și ar fi bine să ne anunțați ca să noi, când ai venit, vin și să ne implicăm. Un al doilea aspect. Cu mult timp în urmă, domnul primar, ca solicitare în persoană, domnul, când mai aveți ceva de spus, nu mai spuneți în fața camerei, acum o lună de zile, dacă v-ați aminti, v-am spus un aspect cu privire la un bec care a fost pus ilegal pe un stâlp, se alinează la un alt public, dar de foști de lemn. Nu știu ce măsură a luat, eu am primit telefon, mulțumire în ghilimele și am spus că celui care a spus să primească ce am primit eu. De aceea, spun acum public o altă chestie. Dumneavoastră ați ținut foarte mult la un proiect, amenajarea fântânii tratat Ileana Rodanu. S-au dat bani de unde au fost, nu știu, s-au dat, s-au amenajat fântână. Au trecut cei cu apa și canalul. Au stricat toate pavelele de acolo, le-au pus morman. S-au terminat lucrarea zonă, nu le-au mai pus la loc, toate că legislația spune să le pună la loc. Mai grav este că în ultima perioadă, dacă mergeți să vă uitați, la toate semnele de circulație care au puse improvizoriu, de la Onești până la semafor, la toate semnele de circulație sunt acele borduri puse ca să nu dea așa. De ieri și până astăzi, în loc de două borduri, nu mai sunt bordurile, au apărut bolovani. Deci bordurile vor dispare. E bine ca să științăm șantierul, să ducă bordurile la loc și să facă în jurul fântânii acolo, cum au fost cu dare, au fost o investiție a primării, s-au dat niște bani. De unde au fost, dar? Dacă nu ești la primărie, s-au interesat să te arunci cu ele, mă? Era o asociată. Știu, la jurnalist, nu-i tot. Aia. Am trebuit că eu nu puteam să mă duc la șeful de șantier să-i spui doi ani, urma de aici, dar uitați-vă că eu bine. Deci ar trebui să spus, nu le spun, dar înapoi și facă ce-o făcă de la urmă.